Astăzi, în jurul orei 15, a avut loc un accident în centrul orașului Roman. Un șofer care a forțat culoarea verde la semafor pentru a intra pe strada Oituz a lovit o femeie de 22 de ani ce traversa regulamentar pe trecerea destinată pietonilor. Da, a dat peste o domnișoară. Este o doamnă. Da. Cine este? Va șoferul? S-a întâmplat cu el? Sau... Și doamna era conștientă? Știi ceva? Da, era conștientă. Da, era conștientă. Deci nu e nimic grav. Eu zic că e destul de grav. Destul de grav. Destul de grav, ținând cont că a aruncat la circa un metru. A aruncat la un metru? Nu, asta e, se mai întâmplă. Dar n-a văzut șoferul sau? Nu, forța semaforă. Astăzi, 11 iunie, echipa Smurtim s-a deplasat la locul unui accident rutier. A intervenit pentru o victimă de sex feminin, de 22 de ani din Ion Creangă. Aceasta fiind diagnosticată cu policontuzie în urma unui accident. Victima este stabilă hemodinamic, prezintă traumatism de cot și șold stâng și se află la CPU pentru investigații amănunțite. Șoferul a fost testat cu alcool, testul rezultatul fiind negativ. Din spusele martorilor, victima nu ar dori să depună plângere.